O farfurie goală nu e deloc apetisantă. Când bucatele aburinde ne fac cu ochiul, nu ne mai stă mintea și la cât mâncăm. Mai nou, specialiștii spun că nu trebuie să uităm ce a ajuns în stomac, așa că au găsit o soluție pentru a nu se întâmpla asta. O soluție ar fi telefonul mobil, dispozitivul care a devenit indispensabil, ne poate ajuta și la dietă, astfel că fotografiem ceea ce mâncăm pentru a nu uita exact câte calorii am consumat. E important și ce avem în farfurie. Evident, una e să ai salată și alta e să ai un tort de ciocolată cu frișcă. Dar este esențial și cât de plină este farfuria, pentru că una goală din punct de vedere psihologic arată că ai mâncat prea puțin. Aplicația de pe telefon este concepută de o echipă de doctori britanici și dorește să promoveze memoria alimentară, astfel încât oamenii să-și amintească ce au mâncat. Așa că pentru a mai pierde câteva kilograme, pur și simplu ne uităm prin pozele făcute peste zi și ne vom îndemna să nu mai mâncăm și altceva. Cercetătorii au recrutat 12 persoane supraponderale sau obeze și l-au monitorizat de-a lungul a 4 săptămâni în cadrul unui studiu pilot. Voluntarii au accesat aplicația de peste 5 ori pe zi în medie, înregistrând aproximativ 3 episoade zilnice de mâncat sau băut. 6 voluntari au slăbit 1 kg sau mai mult, 4 au slăbit sub 1 kg, iar ceilalți 2 au crescut în greutate cu 100 și respectiv 400 de grame.